Fiul meu care era avocat mi-a spus, a îmbătrânit tată. Vino la mine la oraș și voi avea eu grijă de tine. L-am crezut, dar când am ajuns la el la oraș, rămăsesem singur în căsuța mea de la țară. Puterile mă lăsau tot mai mult cu fiecare zi care trecea. Iar într-o zi când fiul meu m-a sunat și m-a întrebat ce fac, i-am spus adevărul. Ce să fac, fiule? Îmi duc zilele aici. Obosesc tot mai repede și nu reușesc să fac nici măcar jumătate din treburile pe care le făceam mai de mult. Îmi este tare greu singur. Când era și mama ta, mă mai luam cu ea și vremea trecea mai ușor, dar acum îmi este tare greu. Parcă nu îmi mai vine să fac nimic. Nici măcar să gătesc. Prefer să mănânc un colț de pâine și să mă culc. Atunci fiul meu mi-a spus, tată, pregătește-ți câteva haine să ai de schimb că mâine vin să te iau la mine. Îți va fi mult mai bine aici, crede-mă. Soția mea îți va găti, eu voi fi alături de tine cât de mult voi putea, iar viața ta va deveni mai liniștită măcar la bătrânețe. L-am crezut pe fiul meu și setul de bătrânețe apăsătoare. Mi-am pus câteva perechi de pantaloni și câteva cămăși într-o pungă și l-am așteptat pe băiat să vină să mă ia. Când am ajuns la el, fiul meu mi-a pregătit camera în care urma să dorm. Patul lui era moale, nu tare ca al meu. Casa lui mirosea nou și a curat, nu a bătrânețe și a singurătate ca a mea. Câteva săptămâni a fost tare bine la fiul meu. Dar apoi nora mea a început să-mi spună tot mai des că este nemulțumită de faptul că scap mâncarea din mână la masă și că nu curăț prea bine după mine. Am încercat din răsputeri să îndrept toate lucrurile pe care ea mi le înșiruise că le fac greșit, dar nu am reușit să o mulțumesc. Țipa tot mai des, iar eu mă simțeam ca un copil pus la colț. Ajunsesem să mă tem să mai mănânc deoarece firmiturile o deranjau foarte tare. Nici nu prea mă mai spălam, deoarece spunea că las baia mizerabilă. Fiul meu nu știa prin ce trec, nu am vrut să-l amărăsc și pe el. Sătul să mă simt precum un ghimpe în coasta nurorii mele, mi-am pus cele trei cămăși și cele trei perechi de pantaloni cu care venisem. Înapoi în sacoșa de rafie și-am pornit la gară, hotărât să iau trenul și să mă întorc la căsuța mea de la țară. Nici nu i-am mai spus fiului meu că plec. Ajuns în gară, îmi așteptam trenul cu lacrimi în ochi. Când aproape să mă urc în tren, fiul meu m-a prins de braț și mi-a spus: tată, ce faci aici? De ce ai plecat de la mine? Atunci i-am răspuns cu lacrimi în ochi, nu am vrut să fiu o povară pentru nora mea și să-ți stric familia. Sunt bătrân, vederea mea nu mai este la fel de bună ca în tinerețe. Scap mâncare pe jos și nu mai pot curăța după mine la fel de bine, iar soția ta este deranjată cumplit de acest lucru. Atunci fiul meu mi-a sărutat mâna și m-a îmbrățișat spunându-mi: nu pleci înapoi acasă singur, tată. Vino cu mine acasă, te rog. Am pornit înapoi cu băiatul spre casa lui, dar eram trist când mă gândeam că mă voi întâlni iar cu nora. Când am ajuns acasă, fiul i-a spus soției sale să ia loc la masă, deoarece avem ceva de discutat. Ne-am așezat toți trei, iar el i-a spus: sunt lucruri pe care nu le știi despre mine, draga mea. Când eram mic, am crescut la orfelinat, iar bătrânelul pe care îl vezi stând la masa noastră m-a luat și m-a crescut de parcă aș fi fost copilul său din totdeauna. Am muncit zi și noapte pentru ca eu să pot merge la cea mai bună școală pentru a putea deveni avocatul de succes care sunt astăzi. S-a luptat din răsputeri să am un serviciu bun, o casă a mea și un viitor frumos în față. Tot ceea ce sunt îi datorez lui. Te rog să-ți faci bagajele și să pleci din casa mea. Am nevoie de o femeie cu suflet mare,
nu de cineva cu inimă de piatră. Femeia nu a mai spus nimic, și-a luat lucrurile și-a plecat. Eu am rămas împreună cu băiatul meu și i-am spus: îmi pare rău, dragul tati, că ți-am stricat familia cu bătrânețile mele. Iar el mi-a răspuns: să nu-ți pară rău, tată. Nu ai stricat nimic. Doar m-ai ajutat să văd mai bine pe cine țineam alături. Am trăit liniștit alături de fiul meu, iar fiecare seară era o mare bucurie. După un an, fiul meu a cunoscut o fată care era pâinea lui Dumnezeu. Ținea din tot sufletul ei la mine și mă îngrijea de parcă eram tatăl ei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din tot sufletul că mi-a dat așa un băiat minunat și așa o noră. Și mă rog în fiecare seară ca toți cei bătrâni și neputincioși să aibă parte de copii care să-i îngrijească, să-i aline în anii grei ai bătrâneții și care să nu uite toate sacrificiile pe care le-au făcut părinții pentru ei. Bătrâneți ușoare vă doresc!